Poveste emoționantă la Târgu Jiu, un tânăr ai cărui părinți au divorțat când avea doar câțiva ani și a regăsit fratele abandonat în gară după 30 de ani. Ionel din Cărăducu a fost lăsat de mamă și bunică pe un peron. De acolo a fost luat de un polițist și a ajuns într-un centru pentru copiii abandonați. La scurt timp a fost adoptat de o familie din Novaci și viața lui s-a schimbat. Eu, sincer, dacă am fost mic și luat de la casa de copii de unde am fost, nu prea știu multe. Doar că prin 2010-2014, pe undeva pe acolo, a sezizat cineva că are un frate și chestii de genul. Dar mai multe detalii nu știu de atunci și de atunci nu s-au mai făcut niciun demers. Deci nimic de atunci. Ziua ai aflat că ai exact acum. Da. Când ai aflat că ai un frate? Păi atunci când au venit cei de la investigație, de la poliție, de la IPG. Acum? Da. A fost o surpriză și pentru tine. Normal, îmi dai seama. Că eu nu știam că am. Dar tu te-ai gândit în momentul în care ai aflat că ești adoptat să-ți cauți familia naturală? Sincer, nu aveam de unde să o găsesc. Pentru că din spusele părinților, din spusele celor și de acolo de la Novaci, am fost foarte... Adică mi-au spus că am fost adoptat, am fost lăsat undeva pe peronul de la gară și nimic mai mult nu știu atunci. De atunci nici că am vrut să aflu mai multe. Adică... Robert avea 4 ani când părinții s-au separat și când a aflat că fratele lui rămâne la Târgu Jiu, iar el merge cu tatăl. Mai târziu a aflat că mezinul fusese abandonat. Acum este student în Anglia, iar în urmă cu aproximativ 2 luni și-a luat inima în dinți și a cerut ajutorul poliției din Gorj. Știam că am un frate, știam că e de 30 de ani și am scris la IPJ și dânsii m-au ajutat. Te așteptai să primești un răspuns? Nu mi-am făcut, sincer, foarte multe așteptări, dar uite că s-a adeverit să fie bine. Ce l-ai scris? Toate detaliile care le știam, evident. Mm-hmm. Le știai de unde? De la rude, de la... Ți-au povestit? Cât știau și ei, da. Ce ți-au zis? Ce știai tu? Foarte multe nu. Știam, evident, numele, data de naștere, care, evident, s-au adeverit a fi schimbate ulterior. Deși, aparent, aceasta părea un caz de dispariție întâlnit des de colegii mei, aceștia au întâmpinat foarte multe dificultăți pe parcursul căutărilor, deoarece tânărul era de negăsit în bazele de date. Din verificări au stabilit că acesta ar fi fost abandonat de mamă și bunică în gara din Târgu Jiu în 1992. Deși aceștia considerau că au o pistă, se pare că copilul ar fi fost găsit de un polițist, însă în prezent a decedat polițistul. De asemenea, mama minorului abandonat în 92 a decedat în 2007. Singura cu care se putea lua legătura era bunica. Bunica, care inițial a fost foarte reticentă și nu n-a prea vrut să colaboreze cu colegii mei. În identificarea tânărului dat dispărut au fost implicați și reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului, care cu greu au reușit să dea de urma fratelui dispărut, acesta primind o identitate nouă după ce a fost abandonat în gară fără niciun act. Munca de identificare a fost dificilă, deoarece, în același an, 2 copii au fost abandonați în gara din municipiu. Culmea coincidenței, să spunem așa, în 92, în gara din Târgu Jiu, 2 copii de vârstă aproximativ egală, abandonați și fără identitate. Și diferenția, spuneați, prin niște semne? Semne distinctive, care probabil le-ați și putut observa la tânărul de astăzi. În 92, când a fost 2 copii abandonați. Copilul din, la care face ce referire astăzi a fost abandonat, da. În gara Târgu Jiu, și dus la secția de poliție, în același an a fost abandonat un alt copil tot la fel, exact. Tatăl celor 2 copii, fost cadru militar, spune că l-a recunoscut pe fiul cel mic pe care l-a lăsat fostei soții, dar despre care a aflat ulterior că fusese abandonat după câteva cicatrici pe care le are pe corp, lăsate în urma unui incident în care a fost ars. De acum încolo trebuie să cresc 3 băieți și o fată. Și sunteți foarte fericit pentru asta. Cel mai fericit. Sperați să-i mai aveți împreună? Speranța mă rog ultima dată. Dumneavoastră ce ați ne-au
Am știut că nu mai vrea să vorbească cum a 10 ani. Cineva m-a indus în eroare, nu zic nume că n-are rost. Și mi-au zis că nu mai vrea să ia legătura cu mine, fiindcă l-am părăsit, l-am abandonat. Deci asta a fost ultima și cea mai dureroasă. Dar acum v-a iertat? Toți iertăm. Că dacă nu există iertare, nu mai există nimic. Fosta soție. Și asta s-a întâmplat înainte să moară și totul a fost luat, cred că, de fosta mea soacră. Ea a fost. Unul dintre frați lucrează în Anglia, celălalt în Germania, dar ambii spun că vor păstra legătura și vor să se întâlnească cât mai des. Poarta sărutului, coloana infinitului, masa tăcerii.